7216 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 până astăzi. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1217 au fost declarate vindecate și externate. Numărul de cazuri confirmate pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, îl aveți acum pe ecran. Totodată, până acum, 362 de persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au decedat. Prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite până în prezent 401 dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Polițiștii și jandarmii au depistat în ultimele 24 de ore 6866 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației. Acestor persoane le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 14 milioane de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state. Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 713 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, 421 în Italia, 196 în Spania, 25 în Franța, 9 în Germania, 47 în Marea Britanie, 2 în Namibia, 2 în Statele Unite, 2 în Austria, 2 în Belgia, 2 în Indonezia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 53 de cetățeni români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 11 au fost declarați vindecați, 7 în Franța, 2 în Indonezia, 1 în Luxemburg și 1 în Tunisia. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Tel Verde 0800 800 358.